Cum știi că un actor porno alimentează la o benzinărie? Exact înainte să fie plinul făcut, scoate pompa și împrăștie benzina pe capota mașinii. Dar asta știai deja. Haideți să vedem 15 lucruri mai puțin cunoscute despre industria porno. În 2001 erau în jur de 70.000 de site-uri porno în întreaga lume. Astăzi sunt 5 milioane doar în Statele Unite. 14. Bărbații actori porno câștigă mult mai puțin decât actrițele porno. Singura situație în care pot câștiga mai mult, de 3 ori mai mult, este dacă joacă în filme porno cu homosexuali. 13. Dacă te-ai închis în cameră și ai tras perdelele pregătindu-te de un pornache pe cinste, nu te simți nasol. În orice secundă din zi, în jur de 30 de milioane de oameni se uită la pornografie. Deci nu ești singur. 12. Ai crede că cele mai importante părți ale unei starlete porno sunt curul, cracii sau țâțele. Dar se pare că în timp ce își lustruiesc castravetele, majoritatea bărbaților aleg să se uite la fața actriței. Probabil căutând orice urmă de privire drăgăstoasă. Orice, numai să nu se mai simtă singuri. 11. Majoritatea site-urilor porno conțin clipuri video achiziționate de la alte case de producție. Un mic procent de site-uri porno au doar conținut original. 10. Cel mai căutat cuvânt pe site-urile porno la nivel mondial este teen și la nivel de România este mom and son. Noi știm mai bine ca oricine că găina bătrână face supa bună. 9. Șansele ca un bărbat să-și facă o carieră în industria porno sunt un pic mai mari decât zero. Dacă vrei neapărat, e bine să găsești o fată care să fie dispusă să facă filme doar cu tine. 8. Aproximativ 70% din veniturile din room service ale hotelurilor provin din comenzi de filme porno. Așa că data viitoare, ține minte să cerci așa furi curate. 7. Cea mai mare rețea porno se află în Canada. 6. În trecutul recent, cercetătorii de la Universitatea din Montreal au încercat să afle care sunt efectele de lungă durată ale pornografiei. Cercetările au fost abandonate deoarece nu au putut găsi nici măcar un bărbat trecut de 20 de ani care să nu fi consumat pornografie. 5. În Coreea de Nord, dacă te prind cu pornografie, ești condamnat la moarte. 4. Deși nu a mai jucat în niciun film porno din 2007, Jenna Jameson rămâne cea mai bine plătită actriță porno a tuturor timpurilor, câștigând 30 de milioane de dolari în 2013. 3. Duminica este cea mai populară zi a săptămânii când vine vorba de un pic de pornache. 2. Aproximativ 50% din internet e pornografie. Mai e și altceva în afară de pornografie pe net? Și pe locul 1, femeile se uită la pornografie. Dacă zic că nu, mint. Mai mulți oameni se uită la pornache decât stau pe Facebook și Twitter la un loc. Acum tot ce-ți mai rămâne de făcut este să apeși cu tupeu butonul de abonare și să te uiți la toate celelalte filme făcute de noi, ca și cum ar fi XXX-uri. Distracție plăcută în continuare pe internet, perversilor!